Wow, domnul! Nu mă așteptam să venim din nou la plajă după ce s-a întâmplat data trecută cu mine. Nici eu nu credeam. Vă mulțumim foarte mult, sunt foarte fericit. Și eu mă bucur, copii, pentru voi, dar fiți atenți la data asta, dar o să le ai grijă să nu mai pleci în apă neanunțat de să mă anunțați că știi ce s-a întâmplat data trecută foarte bine și era să nu mai fii printre noi, Dariusele. Da, domnul, promit, domnul. O să fiu cu minte. Domnul, dar ce facem astăzi? Păi fiți atenți, copii, ce să facem noi la plajă? Intrăm în apă, ne jucăm pe plajă, dar dacă vreți voi să intrați în apă, deci fiți atenți, castore, stai pe loc. Dacă vreți voi să intrați în apă, trebuie să aveți mare grijă, trebuie să îmi spuneți, nu să faceți ca data trecută, ați înțeles? Da. Deci copii, voi puteți să vă jucați pe aici, dansați, faceți ce vreți voi. Eu o să stau puțin aici să mă relaxez, să mă ia și pe mine puțin soarele și o să intrăm mai târziu în apă, ați înțeles? Da. Da, domnul, da. Darusel, Darusel, hai să-și cam v-ați ascunserea între noi, așa. Hai. Darusel, dar tu te pui, că eu am venit cu ideea. Bă, nu-i corect, bă, nu vreau eu. Hai, piatră, foarfe, hârtie. Domnul, eu și Castor ne jucăm hide and seek și ne jucăm hârtie foarfe și câștigătorul se ascunde. Păi și ce, de ce ați venit la mine? Vreți să vă zic eu 3, 2, 1 și sau care-i faza? Da. Bine, păi puneți-vă unul în față celălalt și la și arătați, piatră, foarfe, hârtie, ce ziceți, ok? 3, da. 2, 1 și... Darusele, cam slab, Darusele, trebuie să te ascunzi, ăsta trebuie să te pui, Darusele, fugi, pune-te undeva repede. Castru, vezi că aici mă pun să număr, ce zice, e bine? Da, e bine aici. Bine, hai că mă pun, 1, 2, 3. Unde să mă ascund, ia, uite, poate pe acolo. Ia, uite, poate pot să mă duc pe aici, dar nu, că mă vede, nu stau aici. Mamă, ce e asta? Ia că intru acum înăuntru. E o peșteră, doar că e transformată în camping. Wow, ce tare. Mamă, e și apă aici. Ia că fac eu o bani. Mamă, ce frumos e. Mamă, ce mișto sunt florile astea. Ce flori ar fi astea? Ce mișto e focul ăsta aici în peșteră. Trebuie să-i zic și lui Darusel, dar prima dată să văd dacă mă găsește și după îi zic. Wow, ce s-aude. Cine, a intrat cineva cumva peste mine în peștera mea? Ce s-aude așa? Ce s-a auzit, Darusele? Cred că nu faci glume, m-ai găsit? Știu că tu ești, Darusele, nu mai fă glume. Hai, vin aici. 67, 68, 69. Cine e legat la clopata? Nu, oare unde s-o fi ascuns fraierul ăla? O fi în chestia asta? Nu aici. Salut, băiatul! Bă, lasă-mă, ajutor! Bă, dar ce-o fi acolo? Oare se ascunde castorul? Mă duc să văd. Darusel, Darusel, fugi! Fugi, Darusel! Urmărește-mă peșterii, Darusel! Cine? Bă, cine urmărește, bă? Fugi! Cine? Darusel! Castru, ce-ai ești prost? Darusele, nu e de râs! Ce ai, mă, de faci așa ca disperatul? Nu râde, Darusele, era un om ciudat acolo. Ce ai, mă, te uită la prea multe filme horror? Vină cu mine! Hai, mă, că vin, hai, arată-mi și mie. Uite-l, Darusele, îl vezi? Bă, hai să mergem la altă, că noi suntem doi și-l batem. Bine, mă, hai! Mă, dar de ce tatăla mea e împotriva mea? De ce nimeni nu mă place? Că mie nu-mi place, de ce sunt așa singuratic? Nu pot să fiu și eu prieten cu nimeni, toată lumea fuge de mine. Cine ești tu, mă, ia zi, cine ești? Cum adică cine sunt? Salut, copii! Băiatul din stânga, tu ai venit mai devreme, de ce ai plecat lângă mine? De ce ai fugit de mine? Eu vreau să mă împrietenesc cu tine. Păi, cum adică? Că mie-mi e frică de tine, nu știam cine ești. Păi de ce să-ți fie frică de mine? Luați loc lângă mine, că eu nu sunt rău. Mă face mișto de noi, cred că vrea să ne răpească, să ne omoare. Bă, tu ești un om rău, tu vrei să ne omoare, să ne bați, să ne mânuși, bă, ce vrei mă duci aici? Nu, da, ești un... Canibalule! Fraiere! Oh, copii, tăciți odată, lăsați-mă în pace. Că eu nu sunt rău, eu vreau... Stați, luați loc aici, eu vreau să fiu prieten, că cu mine nu e nimeni prieten. Pentru că ești urât. Da, ce vorbiți așa cu mine? Că voi sunteți copii micuți, sunteți drăguți voi. Voi de ce vorbiți așa cu mine? Ce drăguți? Vreau să fim prieteni. Uitați ce am aici, uitați că am toate astea. Am apă, am de toate. Ai sabie! Mamă, ai foc, mamă, ai apă aici, mamă. Tu. Bravo. Lăsați loc puțin, copii, că vreau să vorbim. Vreau să ne cunoaștem. Nu, voi nu vreți să ne cunoaștem? Cum vă cheamă pe voi? Pe mine mă cheamă Darusel. Și pe tine, bă, tu ai fugit de mine? Castorul. Și de ce ai fugit de mine? Ți-e frică de mine? A, da, păi arătai că monstru, credeam cum mă mănânci. Nu te mănânc, cum adică să te mănânc? Eu nu sunt monstru. Da, așa arăți. Nu sunt monstru. Dar eu... ce ești?
Eu aici locuiesc. Eu sunt un om sărman. Eu nu am pe nimeni. După cum puteți vedea, eu sunt singur aici. Nimeni nu e departe. Eu n-am mama, n-am nimic. Nimeni nu mă știe. Sunt singuratic pe planeta asta. Eu doar aici în peștera asta stau. Aici mă hrănesc. Aici stau. Eu aici îmi fac focul, după cum puteți vedea. Eu nu. Înțeleg și eu, domnule. Nici eu n-am mama. Cum adică, dar și ele? Păi mama mea a murit într-un accident de mașină. Acum 2 ani. Îmi pare rău. Copii, vrei să fim prieteni? Că eu n-am niciun prieten. Vrei să fim prieteni? Da! Da? Da, vrem! Da, ei! Ah, yeah! Vă mulțumesc! Hai să ne îmbrățișăm! Yeah! Da, voi cu ce ați venit? Stați puțin, că eu nu sunt obișnuit cu astea. Voi cu ce ați venit aici la mine? Voi cu ce ați... Ce căutați singuri aici, copilași? Păi am venit cu domnul nostru profesor, ne-a dus el. Da! Cum să nu spuneți la nimeni de locul meu, ok? Aici, doar de locul ăsta, doar voi știți, pentru că nu vreau să vină altcineva peste mine, că eu aici stau. Asta e casa mea, să înțelegi, copii? Asta e casa da, mea. Nu spunem. Bine. Da, nu spunem. Uite, vă place? E frumos aici? Vă place? Da, e foc aici, e piscină. Da, e bine frumos, îmi place și mie. Păcat că sunt singur aici. Dar ce-s plantele astea, domnul albastre? Astea să-l facă lumină mie aici, când nu am campingul ăsta, da? Când n-am ăsta aprins, îmi face lumină. Și voi ce mâncați? Pe ce găsesc și eu pe plajă? Ce lasă lumea după plajă? Când iese, când pleacă lumea după plajă, noaptea eu ies afară și culeg ce au lăsat ei mâncărică. Pot să vă dau ceva? Ce spuneți? Am aici o felie de pizza care mi-a lăsat-o mama mea, dar vă dau voie, domnul. Hold up, wait a minute, something ain't right. Care mi-a lăsat-o mama mea. Nici eu n-am mama. Mama mea a murit într-un accident de mașină. Îți mulțumesc foarte mult, copile. Mulțumesc, copile. Chiar mi-era foame. Mulțumesc, copile. Dacă vrei să mai veniți pe aici, pe la mine, dacă ne cunoaștem mult mai bine și o să am încredere în voi, o să vă arăt un loc secret aici, foarte frumos. Da, domnul, bine, yeah! Domnul, noi o să trebuiască să plecăm, că domnul nostru profesor cred că este îngrijorat de noi. Data trecută când am venit aici, eu era să mă neg la apă. Aolo, ai grijă, copile, plecați, gata. Pa, la revedere, ne mai vedem, dacă vrei să mai tânceți pe la mine, ok? Domnul, dacă vrei să mă... Da, spune băiatul. Da, eu dacă mă neg și vă strig numele, dar pe dumneavoastră cum vă cheamă? Păi, puteți să spuneți omul peșterii. Domnul, pe dumneavoastră o să vă cheme Ionel. Bine, poți să-mi spui cum vrei tu, Ionel. Așa, bine, eu sunt Ionel. Ionel, omul peșterii, bine. Gata, plecați, copii, că vă caută domnul vostru profesor. Papa, plecați. Dar să nu-i spuneți, ați înțeles? Da, noi spunem. Bine, papa. Vă iubim. Papa, copii, vă mulțumesc pentru pizza, papa. Bă, Dărțele, am stat prea mult, s-a făcut deja noapte. Oare mai fi domnul aici? Poate l-am lăsat aici și eu zic că suntem fraier. Hai să mergem rapid. Haide! Rapid! Unde sunt? Unde ar fi, mă, copiii ăștia? Că s-a făcut și noapte, bă, trebuie să plecăm acasă. Domnul! Copiii, ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Unde ați fost? Ne-am pierdut acolo pe munte, domnul. Cum adică v-ați pierdut? Păi, dar de ce? Stați pe loc, stați amândoi. Unde ați fost în partea aia? De ce nu mi-a spus? Și eu m-am ascuns pe munte. Păi da, bă, Castore, dacă te jucai față ascunsă, trebuia să-mi spui și mie unde te-ai ascuns, că altfel, na, uite, dar dacă nu mai veneați înapoi, ce s-a întâmplat? Eu știam drumul, domnul, că am mai fost aici, dar Castorul care n-a mai fost, a fost numai atunci. Vedeți că deja s-a făcut și noapte, deci n-am apucat să intrăm în apă, bă, copii, am stat aici, dar mi s-a luat, eu v-am căutat peste tot pe aici, pe plajă, nu era nicăieri, nu v-am găsit nicăieri. Unde ați fost? Pe munte. Am înțeles, copii. Bine, dar data viitoare aveți grijă, ok? Bine că v-ați întors, bine că ați știut să vă întorceți, bine că ați intrat în apă măcar, ok? Bravo, copii, bine că ați intrat în apă. Domnul, ce-i, Darusele, ce vrei? Am descoperit ceva acolo. Ce-ai descoperit? Acolo, peșteră, dar
să nu mergi deloc acolo. Cum, de ce să nu merg acolo în peșteră? Cum adică, ce peșteră e? Peșteră? Da, da, să nu mergi deloc acolo. Da, și... Ce, ce, ce? De ce zici? Lasă că va, avem noi încredere în domnul, avem noi încredere. Da, vorbim. Ce vorbiți mă voi acolo, copii? Domnul, să nu mergeți, domnul. De un joc. Acolo, eu, da, domnul, eu nu am un peștere, domnul. Eu nu am un peștere, cum adică? Da, și, păi, da, și, da. Bă, și v-a făcut ceva? Hai să mergem, hai să, hai să mergem repede. De spuneți-mi dacă v-a făcut ceva. Nu, e prietenos, domnul. E prietenos, păi, și, da. Și de ce nu vrei să mergem acolo? No, ce, de ce nu mă lăsa să merg? A zis, ce a spus? Da, și a zis să nu vină nimeni. Dar noi avem voie. Și acum păi dar de ce nu vrea să vină nimeni? Ce se întâmplă? Adică, cum adică? Păi, la toți e frică de el. E casa lui, da. Și nu vrea să. Păi și voi ați intrat peste casa. Voi ați intrat peste casa omului și ce? S-a speriat și hai să mergem să cerem scuze. Hai să mergem să cerem scuze. Noi ne-am speriat. Hai să mergem să cerem scuze. De ce nu? De ce nu, copii? Păi, așa e frumos, că nu-i frumos. Doarme. Da, și doarme acum. Bine, hai că mergem în altă zi. Mergem în altă zi? Domnul, asta vă zic adevărul, domnul. Ce dar este? Ce adevărul, adică? Nu are încredere nimeni, numai eu și castorul și de asta. A, păi și nu, păi și n-am voie să merg acolo? De ce n-am voie? Ce? Că bine, supere bine, pe bine noi. Copii, hai, gata, hai să mergem acasă, ok, gata, atâta. Haide, data viitoare să intrăm și noi în apă, copii, că vedeți că n-am intrat în apă deloc, eu am stat, am și speriat puțin, v-am căutat, nu v-am găsit, am intrat cu picioarele eu așa abia în apă, dar data viitoare să-mi spuneți dacă mai intrați pe acolo, dacă vă mai duceți în peștere, să-mi spuneți ca să știu să, dacă e să vă caut, poate vin acolo la ușă și vă zic, pst, copii, veniți, ieșiți afară, hai. Sau stați și voi mai puțin, dacă mai intrați acolo la om, dar omul acela are de mâncare cumva? Are de mâncare? Da, nu, i-am dat-o din pizza mea. Ah, am înțeles, bravo, Darusile, bravo. Vezi, Darusile, că poți să fii și tu copil mai cu minte, să nu mai fii așa toxic? Da, eu sunt bun, bă, eu sunt bun, adică. Bine, Darusile, ești copil bun, hai să mergem. Pizza! Gata, Castore. Ia și tu pizza, ia. Bravo, bă, Darusile, uite că îi dai împari și cu Castore, bravo, mă, gata, bravo, Darusile, ai învățat lecția, bravo, hai, copii. Hai să mergem acasă, că deja s-a făcut râde și vedeți că cum e afară. Ha, a fost o zi, bine că, na, nu mai zic nimic.